Ea reușește să facă în 24 de ore cât alții nu reușesc să facă într-o săptămână. Entuziasmul este alimentat de baterii rezistente. Maria Onică a petrecut o zi cu femeia puternică Svetlana Sainsus. La redacție s-a întors epuizată. Să vedem ce au făcut fetele în acea zi. Bună dimineața! Astăzi o să împart ziua mea cu voi. Bine v-am găsit! La birou, Svetlana deja era așteptată de o familie disperată să îi ceară ajutor. Mi s-a spus că este nevoie de a recurge la o intervenție chirurgicală. Cochlear, da? Implant cochlear. Cu Felicia a găsit din prima limbă comună. Cele două s-au împrietenit, semn bun care a alimentat și mai mult speranța părinților. Acum micuța lor are o șansă să audă vocea suavă a femeii care i-a promis că o va ajuta. Avem nevoie de 50.000 de euro, însă această intervenție trebuie să o facem peste hotarele țării. Nu sperăm împreună cu oamenii de bună credință să ajute, să ajutăm Felicia ca să vină acasă sănătoasă, să ne audă. Energia și optimismul nu le ia din cafea, ci din zâmbetele de recunoștință pe care le primește în schimb. Asta îi dă forță pentru o zi întreagă. Deja de câțiva ani ia masa în mașină și se consideră o norocoasă când o face pe drumuri bune. Dacă sincer, îmi pare foarte rău că nu pot să conduc mașina. Aș fi mult mai independentă și l-aș mai ajuta și pe Dumitru, aș mai merge și eu la volan. Aș mânca eu în locul și arunca el în locul meu. Eu cred că într-un an, doi, nu o să rămâi un sat în Republica Moldova, care noi nu l-am vizitat. În tot acest timp, Svetlana primește 10 de mesaje pe telefon. L-a deschis să verifice și lista de necesități a unei familii nevoiașe la care urma să meargă în acea zi. Acum am ajuns la depozitul nostru, în care colectăm haine, unde lumea poate, nu doar haine, bunuri și tot ce poate lumea oferi pentru cei săraci. Și atunci când nu avem timp să mergem noi să le împărțim prin sate, lumea singur vine la noi, deja ne cunosc și știu că sunt binevenite aici în orice zi, ca să-și aleagă ceea ce le place lor mai mult. Dumneavoastră câți copii aveți? Bună ziua! 4, bravo! Și nepoțel 5. Bravo, eu sper din suflet să găsesc ceva aici pe placul dumneavoastră și mărimea dumneavoastră. Da. Eu am ceva pentru pici. Așa. Eu avem niște jucărele încă mi-au rămas nouă de la puiul. Ia, fii atent! Ia, ce am eu pentru tine! Cu portbagajul doldora de produse alimentare am ajuns în curtea unei familii beneficiare a proiectului de caritate. Alexandru are încă 4 frați, iar darurile aduse de Svetlana l-au făcut să zâmbească și să ne recite și o poezie. O, ce frumoși sunt părinții, părinții mei, părinții tăi, așa frumoși sunt numai sfinții, numai lumina lacrimii. Putem trăi în voie bună, să fără aur sau argint, că greu să nu ai un prieten, străini și fără de părinți. Noi știm că de dragul nostru își poartă crucea bucuroși, viață lungă dă-le, Doamne, și ține-i veșnic sănătoși. Nu-și imaginează un alt ritm de viață. Unicul regret pe care îl are este că nu reușește să petreacă atât de mult timp cât și-ar dori cu fiul său. De această dată însă pe Maxim l-a așteptat o surpriză. Mama sa a fost cea care l-a luat de la școală. Odată ce l-a îmbrățișat și a văzut zâmbetul de încântare a propriului copil, Svetlana nu s-a mai dezlipit de acesta. Totuși, în viață nu e totul doar matematică. Emoțiile sunt cele care definesc existența noastră. Ultimele ei declarații apărute în presă au fost despre faptul cât de mult a suferit pe seama faptului că era considerată la un moment dat o criminală. Cu lacrimi în ochi, Svetlana Sainsus afirma că și-a deschis sufletul pentru prima dată și a vorbit atât de deschis în cadrul unui eveniment despre acea perioadă din viața sa. Astăzi ea este alături de noi pentru că noi credem că este o femeie puternică, în stare să ducă atâta emoție, emoțiile sale și emoțiile atâtor oameni îndurerați. Salut și bine ai venit la noi! Bine v-am găsit, bună ziua! Ai adunat forța în tine și, și ai ieșit cu sincerităților pe care mulți le așteptau. Da, dacă sincer, a trecut un an de zile ca să fiu gata să vorbesc. Am avut mai multe invitații, ca să spun așa, dar am acceptat anume
invitația colaboratorilor poliției naționale, fiindcă undeva, le-am spus și lor atunci, undeva simt că activitatea mea cu serviciul lor se aseamănă foarte mult. Așa cum sunt ei blamați, așa cum sunt ei înfrușcați cu noroi și își continuă munca frumos, cu demnitate, pentru țară, așa undeva mi s-a întâmplat și mie. Și ai primit energie pozitivă de care aveai nevoie. Da, da, simțeam nevoia, simțeam atât de mult că vreau să povestesc cuiva de la început până la sfârșit. Am petrecut câteva ore pe care nici nu le-am observat, un public atât de cald, atât de emotiv, îi vedeam pe toți cum ascultau atât de atenți, nu știu, am fost bucuroasă, am fost sinceră cu ei și ei au apreciat asta și mă bucur foarte mult. Pentru tine, lucrul pe care îl faci tu este unul foarte epuizant din punct de vedere emoțional. Te dărui foarte mult și, iată, pe de altă parte ești judecată. Cum îți încarci tu bateriile pentru a putea în fiecare zi să o iei de la capăt, la fel cu multă implicare? Dacă sincer, niciodată nu o să înțeleg de unde vine puterea asta, probabil de la Dumnezeu, nu știu, fiindcă au fost multe cazuri când am spus gata, nu mai pot, nu mai fac. Și a doua zi venea, nu știu, o putere oricare de undeva o luam și începeam tot de la început. Familia mea, copilul meu, cazurile cu final fericit, copiii salvați, lacrimile de fericire a părinților, mereu mă conving că eu pot să nu mă opresc și să continui. Dacă asta mi-am ales, dacă asta este viața mea deja, nu știu, nu-mi imaginez să nu o fac. Este greu, dar prea mult am construit, prea mult am jertfit ca să nu fiu acum puternic să merg mai departe. Eu, uitându-mă la filmulețele tale, atunci când mergi să faci cunoștință cu personajele și cu eroii campaniilor tale, sunt imagini greu de suportat când te uiți, dar aminte când ești acolo. Ce faci și cum de nu te pierzi cu firea, cum de nu te apucă jalea și pe tine acolo, dar deseori de fapt tu plângi. Da, mai încerc să ascund uneori, mai facem filmulețe repetate ca să nu plâng chiar în fiecare filmuleț, fiindcă chiar este foarte greu și fiecare om își are povestea sa dureroasă și ei, cel mai mult mă impresionează bătrânii, am și spus asta, bătrânii singuratici și ei sunt atât de dornici de vorbă că uneori chiar stăm, nu știu, minute în șir, poate chiar ore și plângem împreună. Este greu, dar în același moment este plăcut. Eu sunt atât de fericită și împlinită că pot să fac pe cineva fericit. Și la sfârșitul zilei când vin acasă, îmi dau seama că ziua nu a trecut în zadar. Uite, ziua ești implicată în lucru, seara îți vezi și de familia, da, ta, dar după ce adoarme familia, tu iarăși revii în mediul online unde primești, da, sute de mesaje. Da. Reușești să le citești pe toate? Deja îmi vine foarte greu. Sunt singură, nu am o persoană care să-mi răspundă la mesaje sau administrator. Administrez singură paginile mele și carității, dar mă strădui să răspund fiecare persoanele care îmi scriu din SUA, dacă este diferență de fusorar, uneori și la 3 și la 4 dimineața răspund. Răspund fiindcă pentru mine contează fiecare mesaj, fiecare om care a donat sau fiecare om care are nevoie de ajutor. Nu-i pot ajuta pe toți, dar măcar le răspund să-i îndrum pe o altă cale dacă eu nu pot să-i ajut. Da, pentru că asta îmi dau seama, în tine se vede ca un fel de înger al situațiilor în care se află mulți oameni și tu fizic și împreună cu donatori nu poți să-i ajuți. Este imposibil, sigur. Este cel mai greu când mesajul începe cu sunteți unica mea speranță sau ultima mea speranță. Aici deja mă blochez și când îmi dau seama că chiar este peste puterile mele să ajut, îmi vine greu. Nu pot să refuz, dar mereu încerc să caut o altă soluție, fiindcă cazuri, sunt cazuri peste cazuri, sunt cazuri când lumea se adresează la mine, dar ar trebui să sune la poliție, nu știu, femei bătute, maltratate, alungate de acasă, sau diferite cazuri, de violuri, lumea tot, îmi scriu toți mie, ei cred că eu pot să fac totul să-i ajut și atunci încerc cu informații să-i ajut să ajung acolo unde o să primească ajutor. Ești un fel de purtător de mesaje, da, către sincer, celelalte deja, instituții. Sincer, sau deja nu îmi scriu doar în caz de boală sau sărăcie. Am avut diferite situații, diferite întrebări. Absolut toți îmi scriu mie. Probabil văd în mine, nu știu, un salvator, ca să spun așa, dar mereu încerc să le explic că peste puterile mele nu pot să fac nimic. Există weekenduri, zile libere pentru tine? De la, probabil de un an încoace există weekenduri, nu le aveam, nu aveam acele momente cu familia, dar după acel scandal mi-am dat seama că totuși am pus unele valori acolo unde este nevoie și am decis să nu
mă rup chiar în 10, în 100 de bucăți și weekendul este doar pentru copil, doar pentru familie. Atunci îmi permit, răspund la telefon, fiindcă nu pot, nu există. Asta vreau să întreb, dar îl stingi vreodată? Eu am promis, nu știu, mă ruga și băiatul și părinții, poți o zi stingi telefonul, am încercat. Și mă simțeam atât de vinovată, peste câteva ore zic, Doamne, dar dacă cum un copil, Doamne, este nevoie de urgent de ajutor, fiindcă sunt cazuri în care copiii au nevoie de operații pe cord, exact de la după naștere. În acele secunde el trebuie să meargă la Kiev sau în alte părți să facă operații pe cord, care, din păcate, uneori nu se fac la noi. Și eu mereu mă gândesc, dar dacă ce să-mi sună în cap toată ziua și aprind telefonul și îmi cer iertare, dar deja stau cu el. Când nu e urgent, nu răspund. Dacă nu e urgent, sunt acolo pentru ei și weekendurile. Dar să-ți faci un telefon anume pentru urgență și unul așa, care poți să o stingi? Este o idee foarte bună, sincer, nu m-am gândit. Mulțumesc! Chiar este o idee bună să mai am un număr de telefon, care știu că e pentru... Dar toți mă găsesc pe rețele Facebook. Da, lumea nu prea cunosc toți telefonul meu și pe Facebook. De acolo sunt mereu online. Cum fizic te deconectezi? Ce mai faci pentru corpul tău, pentru sufletul tău? Pentru că da, tu te încarci de la asta, dar trebuie să mai faci altceva. Masaj. Foarte rar am norocul, dar foarte rar, doar dacă cineva, nu știu, din prieteni îmi face câte un cadou, un certificat de relaxare, dar ceea ce fac și mă relaxează și mă umple de putere este cântatul la pian. Nu știu, seara, când poate chiar și când adorm toți, începe, așa mă strădui. Vecinii? Nu, vecinii, lor chiar le place. Asta mă relaxează foarte mult și mă duce acolo în lumea mea, singur eu, cu amintirile mele, cu emoțiile mele, cele frumoase și cele mai puțin frumoase, dar cântatul la pian chiar mă salvează. Ne bucurăm foarte mult pentru bunătatea pe care o mani și pentru tot ceea ce faci și e bine că poate e bine că a fost momentul ăla în viața ta ca să pui Sincer, acum îmi dau seama că da. Pentru că altfel era iarăși să trăiești pentru alții și la un moment dat când trăiam... ai nevoie să... Eu trăiam într-o lume prea roz, într-o lume a mea, unde, într-o lume a recunoștinței, a oamenilor buni și mi-am dat seama că nu-s chiar toți așa. Da, am deschis puțin ochii și este o lecție de viață, dură, foarte dură, fiindcă se putea să fie un pic mai moale, dar mă dar bucur că am rezistat. Dar tu ai rezistat-o. Da, spune că Dumnezeu îți dă atâta cât poți să duci, probabil El a considerat că eu îți pot duce și nu s-a greșit. Am putut și mă bucur că sunt aici, mă bucur că m-am reîntors și am spus-o atunci și o spun și acum, unicul lucru de care îmi pare rău sunt acele 4 luni în care am fost rece și nu am răspuns solicitării persoanelor ca să-i ajut. Ei, dar o faci de acum încolo, da, mult o să fac 40 de ani mai mult, doar ca să recuperez acele 4 luni. Sănătate multă și oameni care să te ajute să îi ajuți pe alți oameni, pentru că de una singură nu poți să faci, le reușești pentru că există oameni buni în jurul tău. Doar datorită oamenilor, datorită donatorilor care pur și simplu sunt speciali. Eu atât de mult apreciez moldovenii noștri, mă mândresc cu moldovenii noștri din țară și peste hotare. Și le sunt atât de recunoscătoare că au crezut în mine și acum sunt alături de mine cei care au fost și mulți, mulți alți donatori noi, pe care îi apreciez și iubesc sincer, nu știu, nu pot să nici mulțumesc, este prea puțin ca să le spun. Ei, iată, această femeie poate să ne servească drept exemplu pentru multe dintre noi. De fapt, cât de puternice pot fi femeile? Se pare că sunt adevărate spusele, că o femeie învinge tot, apoi plânge.